Această dimineață ne întoarcem la studiul nostru asupra cărții Evrei. După cum bine vă aduceți aminte, suntem într-o secțiune care vorbește în mod special despre Domnul Isus Hristos ca mare preot. De exemplu, dacă vă uitați la capitolul 8, pe care l-am studiat deja, autorul spune că punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot. Dacă ne ducem în capitolul 9, primele 10 versete la care ne-am uitat și care prefigurează, într-un fel, nou legământ, vorbește tot despre sacrificiile pe care le aduceau marele preot, lucrarea pe care o făcea marele preot, iar în versetul 11 se face contrastul între mare preot din Vechiul Testament și Domnul Isus, marele nostru preot. Dar Hristos a venit ca mare preot. Deci subiectul larg al acestor capitole este. Domnul Iisus Hristos ca Mare Preot, deci de fapt cea mai mare parte din textul din Cartea Evrei vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca Mare Preot. Cu precădere, acest, acest subiect al preoției Domnului Iisus Hristos este tratat în interiorul legământului. Da? Domnul Iisus ca Mare Preot în nou legământ. Vedeți lucrul acesta, de exemplu, începând să fie discutat din capitolul 8, versetul 6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai mare, cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, e mai bun. Capitolul nou, tot vorbește despre legământ. O comparație între vechiul legământ și nouul legământ. Legământul din tâi avea și el porunci. Da? Apoi, subiectul legământului se discută în continuare, versetul 15. Și tocmai de aceea el este mijlocitorul unui legământ nou. Pentru că prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abatele făptuite sub legământul din tâi comparația să face între vechiul legământ și nou legământ. Versetul 18. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Versetul 20. Acesta este sângele legământului. Și așa mai departe, până în capitolul 10, se vorbește despre slujirea Domnului Isus Hristos în noul legământ. Acum vreau să fac o specificație foarte importantă. S-ar putea la un moment dat, de fapt, cu siguranță, e foarte greu să ți să ții minte și să ții ritmul informațiile, informațiilor pe care autorul cărții evrei le prezintă în cartea evrei. E aproape imposibil. Deci sunt atâtea de multe informații, încât dacă ai înțeles patru versete, când ai întrecut la următoarele patru versete, ai uitat ce au spus în alte patru versete. Nu că ai uitat teologia în sine a mântuirii, ce a fost arătat acolo. Dar sunt foarte, 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 foarte multe informații. Însă trebuie să înțelegeți un lucru foarte important. Gândirea evreiască în felul acesta funcționa. Evreul nu era mulțumit dacă îi spuneai, ă, Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre, toate păcatele noastre. Gata, am încheiat discuția, domnule. Nu puteți scrie asta pe o propoziție. Pentru ce trebuia să scrii cartea evrei a atâtea capitolului, ca să-mi spui o chestiune atât de simplă? Nu? Noi am vrea ceva de genul ăsta, 1 plus 1 egal 2. Gata, am înțeles, 1 plus 1 egal 2, eu cred lucrul ăsta, sunt mântuit, nu trebuie să-mi dai detalii în 10 capitolului de ce 1 plus 1 egal 2. Am înțeles. Dumnezeu nu a gândit să prezinte lucrurile în felul acesta. Dumnezeu ne-a oferit o temelie a credinței noastre. O temelie foarte puternică a credinței noastre. Ne-am întâlnit ieri cu fratele Mihai, cu un prieten de-al meu, care credem că Dumnezeu l-a ajutat să înțeleagă doctrina Sfintei Treimi, cea mai importantă doctrină din creștinism. Ne-am întâlnit de mai multe ori. Dar ieri am observat lucrul acesta, nu doar ieri, dar și ieri am observat mai mult lucrul acesta, ce important e să ai oameni lângă tine și a avut oameni lângă el, evanghelici, care cred doctrina Sfintei Treimi, dar nu știu de ce cred doctrina Sfintei Treimi. Și dacă îi pune cineva la zid să-i spune cea mai importantă doctrină din creștinism, da? cine este Dumnezeu nostru? Oamenii spun, păi, este un verset pe acolo care spune că Domnul Isus. Oamenii nu au foarte multe argumente, da? Au niște, niște elemente foarte slăbuțe pentru doctrina lor. Și eu cred că putem să credem în Domnul Isus Hristos cu informații puține. Dar Dumnezeu a intenționat ca credința noastră să aibă o temelie, să aibă conținut. Mai ales că noi nu suntem chemați numai să avem credință pentru noi înșine. Ci noi suntem chemați să avem o credință pe care să o verbalizăm, să avem o credință publică. O credință pe care să o putem mărturisi. De aceea evreii aceștia care îl mărturisiseră pe Domnul Isus Hristos erau acum ajutați ca să primească conținut, temelie, substanță a credințelor într-un moment crucial al veților în care erau persecutați, erau dezmoșteniți, erau fugăriți, erau dați afară din sinagogi și trebuiau să aibă o temelie a credințelor. lor. Dar voi de ce credeți așa? Iar noi astăzi, cu atât mai mult, suntem într-o situație mai tragică când avem o sumedenie întreagă în piața religioasă, o sumedenie întreagă de erezii, de idei, de filozofii, de tot felul de lucruri. Și oamenii vin și îți aduc în față niște idei și spui niște lucruri pe care tu nu, lucruri la care tu nu te-ai gândit. Și unele, mulți oameni, fiindcă sunt slabi în credință, ori pentru totdeauna, ori temporar au ajuns să guste anumite erori, unii dintre ei să guste anumite erezii pentru simplul fapt că nu sunt temeiați în Cuvântul lui Dumnezeu. Da? Să nu ne jucăm cu lucrul acesta. Gândirea evrească circulară este o gândire care ne ajută să ne temem în adevăr. Adică ei capitol pe capitol și parcă spune același lucru. De el mai adaugă un element și are discută despre ceva, iar ajunge la subiectul ăla, iar ajunge la subiectul ăla, iar ajunge la subiectul ăla și ca o oață care se învârte pe un sul și tot. Și la un moment dat, după o perioadă lungă de timp, îți dai seama că ai o grămadă de informații despre subiectul respectiv. De ce? Pentru că ai dat foarte mult timp acelui aș subiect, dar abordat din mai multe puncte de vedere. Așadar, în această dimineață, pe scurt, ca sumar să știți despre ce vorbim, de la versetul 11 până la versetul 15, aceasta va fi pericopa secțiunea la care ne vom uita într-un mod special, vom trata privilegiul marele privilegiu, cel mai mare privilegiu al noului legământ. Și anume, care este privilegiul acela al noului legământ? Haideți să trecem puțin prin pașa și vom observa exact despre ce se vorbește. Spune că Iisus, Domnul Iisus Hristos a intrat ca mare preot al bunurilor viitoare. Ni se arată slujirea Lui. El a venit pentru bunuri pământești. El a venit pentru bunuri viitoare, pentru bunuri spirituale. Bun. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Din nou, se face o comparație cu cortul cel pământesc. El n-a intrat într-un corp pământesc, ci a intrat într-un corp cerex. Da? Avem slujirea Domnului Isus. se vorbește despre sanctuarul în care a intrat Domnul Isus. Versetul 12 se vorbește despre sacrificiul Domnului Isus Hristos. Da? Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, cum făceau mari preoți, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Ăsta este subiectul. El vorbește, autorul, despre privilegiul de a avea o răscumpărare veșnică. Ăsta este privilegiul noului legământ. Descrie acest privilegiu ducându-ne din nou la cortul întâlnirii. Că, dacă că sângele taurilor și a și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințesc și le aduce curățirea trupului. Vedeți limbajul? Stropire, sfințire, curățire. Da? Despre asta este vorba. Cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă, fără pată lui Dumnezeu, vă va, din nou limbajul sfințirii sau curățirii, vă va curăți cugetul vostru de faptele, moastre, ca, faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Deci răscumpărarea despre care se vorbește aici este o sfințire, o curățire a cugetului nostru de faptele moarte. De păcatele pe care le-am făcut. Asta este răscumpărarea despre care se vorbește. Și repetă lucrul acesta în versetul 15, când vorbește despre faptul că asta, că jertfa Domnului Iisus s-a aplicat retroactiv pentru cei care au trăit înainte de Hristos. Și tocmai de aceea el este mijlocitorul unui legământ nou, pentru că a moartea lui pentru, din nou cuvântul răscumpărare pe care l-am avut în versetul 12, pentru că a moartea lui pentru răscumpărarea din abaterele făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați, da, în legământul din tâi evrei, să capete și ei veșnica moștenirile care le-a fost făgăduită. Deci subiectul acesta este răscumpărarea, care în contextul acesta răscumpărare înseamnă a fi curățit de faptele moarte. Cugetul tău să primească realitatea iertării păcatelor. Asta este marele privilegiu al noului legământ. Haideți să vedem câteva lucruri pe care le spune cum zidește, cum construiește autorul cărții evrei subiectul acesta. Da? Dar ca să înțelegem, la versetul 1 la versetul 10, dacă vă aduceți aminte, apostolul, autorul a prefigurat lucrarea noului legământ în vechiul legământ, da? Iisus Hristos în cortul întâlnirii. Cum a făcut și cum arată lucrul acela ceea ce ni se întâmplă nouă astăzi. În partea a doua, aici de la versetul 11 la versetul 15, ne vorbește strict despre privilegiul acesta măresc pe care Domnul Iisus Hristos ni l-a câștigat nouă. Adică răscumpărarea veșnică. Da? Acesta este subiectul. Uitați ce spune, versetul 11, prima dată, ne vorbește despre slujirea Domnului Iisus Hristos. Zice că Domnul Iisus Hristos, Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. Marele preot în vechiul legământ se ocupa de niște lucruri pământești. Bineînțeles, el prefigura, simboliza niște realități spiritoare. Dar la propriu, când venea omul cu animalul ăla, ăla era un animal care la propriu el nu putea să șteargă păcatul. Erau niște lucruri pământești. Cortul ăla era tot un cort pământesc. Toate lucrurile care erau acolo erau niște lucruri prefigurative, prototipice, simbolice, reprezentative, vizibile, pedagogice, cum vreți să le spuneți, dar erau lucruri în esență pământești. Lucruri pământești. Domnul Iisus Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare sau al bunurilor spirituale sau al lucrărilor și bunurilor cerești. Se vorbește despre binecuvântările binecuvântările spirituale pe care Domnul Iisus Hristos a venit să ni le dea nouă. Da? Când citiți în Noul Testament că suntem așezați în Hristos în locurile cerești sau că suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești. E bine să precizez lucrul ăsta, da? Că mulți ar vrea să fim binecuvântați ca în vechiul legământ. Ne dea Dumnezeu niște stipulații ca în vechiul legământ, niște condiții și multe bogății de care se depindă da? care să fie prezentate acolo și noi să încercăm să împlinim stipulațiile respective, condițiile respective ca să deschidem rezervoarele cu binecuvântări. Regământul vechi a fost o prefigurare. Dacă binecuvântările alea materiale pentru ei au fost importante, binecuvântările spirituale, duovnicești, veșnice, sunt mult mai grozave. Și lucru cu adevărat important este că noi le avem acum binecuvântările alea. Bunurile acelea viitoarele, experimentăm într-o anumită măsură Acum, nu deplin plin acum, dar le experimentăm acum într-o anumită măsură. Deci slujirea Domnului Isus Hristos este pentru aceste bunuri viitoare, bunuri spirituale, bunuri veșnice. Ne vorbește apoi, în al doilea rând, despre sanctuarul în care a slujit Domnul Isus în comparație cu cel vechi. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit. Cum am mai spus deja și cum am mai spus autorul, când folosește felul acesta de vorbire că cortul în care a intrat Hristos este mai mare și mai desăvârșit, el nu vrea să spună că cortul întâlnirii avea probleme. Dacă cortul întâlnirii nu era bun. El nu asta vrea să spună, pentru că cortul întâlnirii cu tot ce s-a făcut acolo, spune foarte clar s-a făcut după porunca și după chipul lucrurilor pe care Dumnezeu l-a arătat pe muntele lui Moise. Moise a făcut tot cortul întâlnirii, cum a spus Dumnezeu. Dacă mai mare și mai desăvârșit este în comparație cu ceva greșit, rău, păcătos sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, înseamnă că Dumnezeu a porucit să facă ceva greșit. Ceea ce nu este așa, da? Limbajul acesta se referă la ceea ce era umbră și ce era realitate. Da, Umbra a fost în colțul întâlnirii, realitatea a fost în lucrarea Domnului Isus Hristos. Ăsta este limbajul uh, folosit aici, nu un limbaj care se referă la ceva rău în comparație cu ceva bun, ci la ceva care a fost umbră și acum este realitate. Luați un obiect, țineți-l așa, să vedeți. Umbra aia nu are niciun fel de problemă, ea ne vorbește despre ceva ce este aici, da? Ea ne arată că există ceva aici, da? Umbra. Ea nu este rea. Și ea, umbra, vorbește despre o realitate importantă, umbra, da? este importantă. E sanctuarul în care Domnul Iisus Hristos a intrat este sanctuarul ceresc, este prezența lui Dumnezeu. Apoi ni se vorbește pe larg și acesta este subiectul precis al pasajului despre sacrificiul Domnului Iisus Hristos și aici vom petrece puțin timp pentru că prin acest sacrificiu ni s-a adus nouă răscumpărarea, mântuirea. Câteva detalii despre sacrificiul acesta. Ascultați versetul 12. Și a intrat, trebuie să țineți minte expresia asta că e superbă, importantă, elementară pentru credința noastră. Iisus Hristos a intrat odată pentru totdeauna. Unde a intrat odată pentru totdeauna? În locul preasfânt. Ne-am ne -am întâlnit cu fratele Ciprian, cu un domn prieten, să dea domnul să fie frate, adventist, nu știu dacă e predicator, ei pastor, nu știu dacă este. Fra, el ne-a mai urmărit anumite mesaje ale noastre. Și în discuția noastră am ajuns la un punct climax în care mie mi s-a întins puțin... Uh, nu știu ce mi s-a întins, frate, mi s-a întins nervii, nu știu ce mi s-a întins, dar am ajuns la un punct climax în care am vrut să tranșăm puțin, măcar cu lucrarea Domnului Isus, vedem dacă suntem pe aceeași linie. Și n-am reușit să lămurim aspectul că Isus a intrat, nu atâta n-am reușit să lămurim, a intrat odată pentru totdeauna unde? În locul prea sfânt că s-a făcut o lucrare completă a mântuirii. Atât n-am reușit să, să trasăm. Că Domnul Isus Hristos a făcut o lucrare completă a ispășirii. A ispășirii. În nicio evangelizare adventistă nu se spune de la bun început să știți. Noi nu credem că Isus a făcut o lucrare completă la cruce. A completă într-un sens. E complet, nu noi. Spunem că e complet. Dar de fapt nu e chiar completă. Pentru că 1844 de ani a făcut o parte din lucrare. După cruce, după 1844 de ani a început să mai facă încă o parte a lucrării de ispășire. Limbajul apostolului este foarte clar. Ascultați ce spune. Și a intrat odată pentru totdeauna la timpul trecut în locul prea sfânt. El nu descrie nicio fază, niciun fel de etapizare. El tocmai asta vrea să spună. Că lucrarea mântuirii în Domnul Isus Hristos este completă, este desăvârșită. Dar să nu credeți dumneavoastră cumva că în adunările evanghelice lucrurile stau puțin mai bine. Confuzia este mai mare. Când oamenii încerc să secționeze jertfa Domnului Iisus Hristos sau să limiteze jertfa Domnului Iisus Hristos în eficacitatea ei sau în aplicarea ei. Și spune, da, jertfa Domnului e desăvârșită, dar ca ea să fie aplicată, eu trebuie ca să. Jertfa Domnului este superbă, desăvârșită, completă. Dar ca ea să fie eficace, trebuie să contribuim și noi cu ceva. Să fim mântuiți prin suferință, să fim mântuiți prin pocăință, prin lacrimile credinței, să adăugăm într-un fel sau altul. Și într-un fel sau altul, orice religie falsă, orice doctrină falsă face un atac asupra mântuirii, în mod special asupra jertfei Domnului Iisus Hristos. Oricine pune degetul acolo are o problemă, să știți. Oricine vrea să contribuie, să scoată, să adauge, pervertește într-un fel sau altul sacrificiul Domnului Isus Hristos, face un atac asupra cele mai importante doctrine din creștinism. Isus Hristos a intrat odată pentru totdeauna și asta ne arată completitudinea sacrificiului Domnului Isus Hristos. El este un sacrificiu complet, desăvârșit. Da? Și ascultați-mă, practic pentru noi, aplicație practică pentru noi, este o blasfemie pe care o aducem înaintea lui Dumnezeu chiar cu gândul, când noi începem să ne îndoim să ne îndoim de eficacitatea jertfei Domnului Isus Hristos. Când stăm în cumpănă, oare sau stăm în teroare întrebându-ne, eu care sunt credincios, care am fost iertat de Dumnezeu, oare e suficient că m-am pocăit ca Dumnezeu să mă ierte? Oare e suficient că am crezut? Oare e suficient că este greșit să gândește în felul acesta. Pocăința este necesară. Credința este necesară. Sfințirea este necesară. Dar asta nu-ți câștigă ție mântuirea. Asta nu-ți câștigă ție mântuirea. Să avem foarte mare atenție și la modul în care ne raportăm la Domnul Iisus Hristos în ce privește iertarea pe care El ne-a dat-o. La îndoielile pe care le avem. La dubiile pe care le avem. Pentru că acestea fac un atac asupra completitudinii jertfei Domnului Iisus Hristos. Jertfa Domnului Iisus Hristos este completă. Dragi prieteni, nu vă îndoiți de jertfa Domnului Isus Hristos. Jertfa Domnului Isus Hristos a fost confirmată. Uitați ce ne se spune. A intrat odată pentru totdeauna în locul prea nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a cumpă, căpătat o răscumpărare veșnică. Și ceea ce vrea să spună autorul când spune că a intrat în locul prea se referă, după aceea, în versetul 11, în versetul 11 zice că a intrat în cortul acela mai mare și desăvârșit, în versetul 24 spune că a intrat în cer înaintea lui Dumnezeu. Deci locul preasfânt, cortul, cerul, prezența lui Dumnezeu, toate se referă la același lucru. Adică Isus a murit și a intrat în prezența lui Dumnezeu ca o dovadă a faptului că el a realizat mântuirea. El a confirmat lucrul acesta. Când marele preot intra în cortul întâlnirii, aducea sângele și așa afară înapoi la ei. Și ei trebuiau să creadă că Dumnezeu a primit lucrarea aceea. Domnul Iisus Hristos a adus cea mai puternică confirmare că lucrarea lui ispășitoare a fost primită când el a fost primit la tatăl, la dreapta tatălui. Dumnezeu a confirmat atunci că lucrarea mântuirii s-a încheiat. Confirmarea a fost dată în momentul morții Domnului Iisus Hristos într-un anume sens. Dar cine a fost ca să înțeleagă atunci? Că ucenicii erau bezmetești de cap și habar nu aveau ce se întâmplă acolo. Confirmarea la propriu a fost dată când Isus a murit. Prin natură, prin învierea sfinților din Ierusalim, în mai multe moduri, da? Confirmarea a fost atunci, dar au fost foarte puțini oameni care să înțeleagă lucrul acesta. Dar pentru ochii lor, intrarea Domnului Isus Hristos în prezența lui Dumnezeu finală, da? După aceea a fost o confirmare a faptului că lucrarea mântuirii este desăvârșită, da? Noi știm că Domnul Isus Hristos este la dreapta Tatălui și asta trebuie să fie pentru noi o confirmare a lucrării sale ispășitoare. O confirmare a lucrării sale ispășitoare. Dacă el nu era primit acolo, era o problemă foarte mare. Era o problemă foarte, foarte, foarte mare uh, pentru noi. Acum, practic, vorbind, Scriptura ne spune că Domnul Isus Hristos, el era templu. Da? Că trupul său era uh, perdeaua din lăuntru templu. Și că atunci când a murit și a fost trup, străpuns trupul său și a curs sângele său, uh, într-un fel a curs în templu. Da? El era templu, el era jerfa, el era marele preot, el era perdeaua. În el era Dumnezeu împăcând lumea cu sine, da? Hristos nu avea nevoie să facă un fel de călătorie din asta fizică Sau un fel de călătorie undeva Să se ducă să-i dovedească Am ajuns în sfârșit, Doamne, la tine să-ți arăt uh, puțin sânge din jertfa mea Ca să înțelegi că nu era necesar În el era Dumnezeu, el era templu Acolo era prezența lui Dumnezeu Acolo a fost prima confirmare În momentul în care Hristos și-a dat Duhul Tatălui și-a murit S-a confirmat lucrarea mântuirii Atunci s-a completat Atunci s-a isprăvit S-a desăvârșit da? A fost o lucrare completă în momentul respectiv Apoi autorul ne arată aici calitatea mântuirii când spune Că nu s-a dus cu sânge de țapi și de viței Ci cu însuși sângele său Acum noi știm pentru că ne lămurește autorul cărții evrei Că sângele taurilor și țapilor nu pot să aducă uh, curățirea de păcat nu poți să spele păcatul, nu poți să șteargă păcatul, nu poți să aducă iertarea păcatelor. De aceea ni se spune aici și se face comparația aceasta mereu și mereu. Că taurul ăla și țapul ăla când îl duceai tu o să mori în locul meu. Tu știi ce păcătos ești? Țapul să uita la tine. Nu are țapul treabă cu păcatele tale. Nu înțelegea nimic ca țapul. Tu erai păsat în conștiință dacă te duceai cu taurul și cu țapul acolo. Tu știai ce păcat ai făcut, da? Că de asta te duceai cu taurul sau țapul acolo. Dar ce ca ispășire pentru păcatele tale. Măcar tu înțelegi puțin ce poți să plătești. Taurul și țapul nu înțelegea nimic. Dar Domnul Iisus Hristos a venit ca unul care ne-a reprezentat în mod conștient, voluntar și a înțeles dimensiunea completă a tuturor păcatelor noastre. El a știut pentru ce aduce ispășire. Da? Când vorbim, să avem grijă și când vorbim despre, despre Dumnezeu, așa cumva Dumnezeu dezamăgit, Hristos uimit de ce păcat am făcut eu. Dacă vin să-i spun lui Dumnezeu ce păcat am făcut săptămâna asta, Domnul Iisus Hristos o să fie cu totul dezamăgit de mine. Mai sunt și cântări care înalță și preamăresc dezamăgirea Domnului Iisus Hristos și uimirea Domnului Iisus Hristos. Nu există așa ceva. La asta ce blasfemie e. E ca și cum Hristos a zis la cruce și el nu știe. Aoleu! Păi n-am plătit pentru așa ceva. Eu nu m-am gândit că ție o să-ți prin casă să faci asemenea enormități. Eu m-am gândit că un credincios o să să trăiască în asemenea păcate. Nu! Păi, eu nu cunosc așa ceva. Nu! Domnul Iisus Hristos nu s-a dus ca un animal de jertfă care nu a știut, care nu avea conștiența lucrului pe care îl face, care nu înțelegea pentru ce plătește, care nu înțelegea nici dimensiunea păcatului, nici dimensiunea sacrificiului. Din potrivă, el a fost singurul care a înțeles, el a înțeles mai bine decât aceea pentru care a murit dimensiunea păcatului lor, gravitatea păcatului lor, oroarea păcatului lor. Dar să stăm noi cumva în dubii așa să spun nici nu pot să-mi deschid gura înaintea lui Dumnezeu să-i spun lui Dumnezeu ce mi-a trecut prin cap, ce atitudine am avut, ce păcate am făcut. Păi să stai că acum 2000 de ani înainte să fi săvârșit păcatele alea a fost cineva care le-a înțeles mai bine decât le înțelegi tu acum. Oricât ai fi de apăsat, dacă te-ar apăsa păcatele într-un asemenea mod în care ai nebunit din cauza faptului că ți înțelegi dimensiunea păcatului, să știi că oricum Hristos le a înțeles mai bine decât tine. Dacă ți-ar exploda creierul un cap, din cauza înțelegerii gravității și ororii păcatului tău să știi că Hristos oricum le-a înțeles mai bine decât tine. Dacă ne-am îmbolnăvit psihic din cauza faptului că ne-am înțeles de gravitatea păcatelor, oricum Hristos le-a înțeles mai bine decât noi. Să nu facem, să, să procesăm foarte bine subiectul acesta și să nu aducem sub nicio formă niciun fel de atac asupra jertfei Domnului Isus Hristos. El a adus o jertfă extraordinară în care uh, și în momentul jertfirii sale, el a înțeles exact ce face acolo. El a înțeles exact ce face acolo. Dar, într-adevăr, expresia aceasta finală pe care o prezintă autorul aici este deosebită pentru noi. Pentru că spune așa. A intrat odată pentru Doiona după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. El n-a răscumpărat, el n-a cumpărat, n-a căpătat, n-a procurat pentru noi o răscumpărare potențială. Auziți limbajul acesta care e foarte finuț. Foarte finuț, foarte des și ispitit. Ispitit sunt și eu să mai vorbesc câteodată așa. Domnul Iisus Hristos a murit ca să putem fi mântuiți. Nu. Domnul Iisus n-a murit ca să putem fi mântuiți. Domnul Iisus a murit ca să fim mântuiți. El n-a venit să creeze și să cumpere niște potențialități, niște lucruri care nu există. Eu aș putea să am altă mașină. Probabil. Dar nu există chestiunea aia, altă mașină. Eu am o singură mașină, nu există potențialitatea. Aia e doar în mintea mea. Este un construct filozofic. Iisus nu a murit pentru un construct filozofic. Ca să putem fi iertați. Ca să putem fi mântuiți. Dar nu să știe dacă o să fim. Iisus nu pentru asta a murit. Iisus nu a murit la cruce. Asta este o... Unii zic, a, voi ne caricaturizați, ne bajocoriți dacă spuneți așa. Nu, exact asta. Iisus n-a stat la cruce și a spus, eu mur, dar sper da? Eu mor ca să poată fi mântuiți. Dar depinde de ei dacă o să fie mântuiți. Hristos n-a murit așa. Hristos a văzut o sămânță de urmaș Și a murit în felul acesta. El n-a murit chinuit acolo în depresie, în disperare. Sper ca cândva cineva să aleagă. Am siguranță că o să aleagă. Că mi-a zis Dumnezeu că în preștiința lui eu văzut că unii o să aleagă. El n-a murit așa. El a murit și a cumpărat la propriu o răscumpărare veșnică. Ea este veșnică datorită valorii jertfei Domnului Iisus Hristos. A fost jertfă de Dumnezeu întrupat. De aceea este veșnică. Nici o ființă umană, nici cel mai mare arhanghel, dacă s-ar fi întrupat, n-ar fi putut să aducă o răscumpărare veșnică în valoarea ei. Este imposibil. De aceea trebuia să fie Dumnezeu. Și ea este veșnică nu doar datorită valorii ei, ci și datorită eficacității sau rezultatelor ei în viața mea și în viața ta. Viața mea este veșnică pentru că răscumpărarea adusă de El este veșnică. Și Isus Hristos de aceea a putut să vorbească și să dea siguranța aceasta oamenilor pe care, care l- ascultau. Cine crede în mine are viața veșnică. Nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Păi de unde știi tu? Păi știa lucrarea răscumpărătoare pe care urma să o facă. Că ea este veșnică nu doar în valoarea ei ci și în rezultatele și în eficacitatea ei. Ea este o răscumpărare veșnică. Da? El nu a răscumpărat și nu a cumpărat. El nu a cumpărat, nu a procurat o răscumpărare potențială care ar putea produce mântuirea celor pentru care a murit. Și el a cumpărat o răscumpărare reală care va fi aplicată în proces maxim pentru toți aceia pentru care ea a fost intenționată. Trebuie să facem distinția aceasta între realizarea mântuirii noastre și recepționarea mântuirii, da? Realizarea mântuirii s-a făcut complet la cruce. Recepționarea mântuirii se face în timp și spațiu când Duhul Sfânt aplică mântuirea aceasta la cei pentru care ea a fost adusă. Azi două chestiuni diferite. Recepționarea mântuirii prin pocăință și credință nu adaugă nimic la jertfa Domnului Iisus Hristos. Din potrivă, realizarea mântuirii face necesară, obligatorie, eficace recepționarea mântuirii. De aceea spune Scriptura despre Domnul Iisus Hristos că l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea Pocăința și iertarea păcatelor. El a cumpărat iertarea păcatelor, a realizat mântuirea, dar tot el facilitează și produce recepționarea acestei mântuiri, da? Recepționarea acestei mântuiri. Noi nu putem contribui cu nimic la mântuirea noastră în a o face eficientă. Ea este veșnică. Este o răscumpărare de plină, desăvârșită, completă. O răscumpărare completă. Bun. Versetul 12 așadar descrie sacrificiul Domnului Isus Hristos. Iar rezultatul, versetul 13, 14 și 15, descrie salvarea pe care a adus-o Domnul Iisus Hristos. Ia zis ce spune, căci dacă sângele taurilor și al și ne arată cum a fost reprezentată mântuirea aceasta, specific lucrarea aceasta a iertării păcatelor în vechiul legământ. Dacă sângele taurilor și al și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului. La ce se referă autorul aici? Cum adică sângele taurilor și a țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei intinați îi sfințește și le aduce curățirea trupurilor? Cum adică? Înțelegeți ceremonia care se făcea. Ceremonia la cort care se făcea și care simboliza iertarea păcatelor constituia din două elemente. Unul, se sacrifica elementul, se lua sângele acela și se stropea păcătosul. Da? Sacrificiu și sfințirea. Simbolică, ceremonială. Da? Asta arăta spre lucrarea mântuirii spre lucrarea mântuirii. Două elemente. Se sacrifică animalul, doi, se sfințește păcătosul sau se curățește păcătosul. Prin asta Dumnezeu îi învăța precis despre lucrarea ispășitoare a Domnului Isus Hristos. Unii vorbesc despre evrei, ca și cum evrei erau niște ignoranți, niște oameni care făceau și nu zic că unii nu erau, mulți erau așa. Dar nu toți erau așa, ca și cum ei nu înțelegeau absolut nimic din ce se făcea acolo. Făceau și ei niște ritualuri ca păgânii. Cum făceau păgânii? Mai teau și animale, mai teau copii, mai teau oameni, așa făceau și evrei. Nu, Dumnezeu, prin, Dumnezeu arăta prin ritualurile acelea, predictive, simbolice, reprezentative, prototipice, uh, da, pedagogice, le arăta lucrarea ispășitoare pe care urma să o facă prin Domnul Isus Hristos. Același limbaj este folosit în Evrei 10 cu 22 când spune să ne apropiem cu inimile stropite. Da? Acolo se stropea trupul, aici se stropește inima. Și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, sau capitolul 9, versetul 14. Cu atât mai mult sângele lui Hristos vă va curăți, da? S-a dus sacrificiu și el se stropeste peste conștiința noastră ca să ne uh, curățească. La cortul întâlnirii, uh, sângele acesta animalelor le arăta acestor oameni că sunt vinovați, că sunt condamnați înaintea lui Dumnezeu, da? Că sunt păcătoși, de asta s-a ducea sacrificiu acolo. Asta arată sângele Domnului Isus Hristos. Noi ne putem bucura de sângele Domnului Isus Hristos de plin acum. Dar să înțelegem că primul lucru pe care îl spune sângele este că noi suntem vinovați, păcătoși, condamnați, judecați prin jertfa Domnului Iisus Hristos înaintea lui Dumnezeu, oameni care merităm moartea. Dar această judecată condamnare s-a făcut în dreptul altcuiva. Dar sângele acesta ne vorbește despre cine suntem noi cu adevărat. Sângele mielului va fi cântat pentru toată veșnicia. Noi toată veșnicia vom ști, dar fără întristare, fără părere de rău, fără pocăință, fără remușcări, ci doar în bucurie veșnică, sângele Domnului Iisus Hristos va fi cântat în toată veșnicia și vom ști toată veșnicia că am fost niște păcătoși nenorociți care meritam iadul, dar nu suntem în iad, ci suntem în cer. Și o veșnicie întreagă o să te tot miri, nu că să alți acolo, ci că tu ești acolo. Ci că tu ești acolo. Când o să înțelegi că intrarea ta acolo nu a depins de voința ta nu a depins în primul rând de tine, ci a deprins în primul rând de Domnul Isus Hristos. Asta o să fie marea uimire în cer. Asta o să fie marea, marea, marea uimire în cer. Și această lucrare a fost arătată, simbolizată, da? reprezentată prin sacrificiile acelea de acolo. Da? Primul este importantă secvența asta, sunt doar două. Stropirea aceasta a sângelui și sfințirea. Da? Spune, este stropit sângele și aduce sfințirea. Arătându-se foarte clar că întâi se face stropirea cu sânge. Întâi se face lucrarea Domnului Iisus Hristos. Vezi, unii oameni zic în, învârt lucrurile acestea, le dau pe dos și spun, Dumnezeu ți face. Dar dacă tu, da? Dacă tu ai, nu, întâi era sacrificat animalul, se aducea sânge înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu confirma iertarea păcatelor și apoi omul era stropit cu sângele acela pentru a simboliza sfințirea lui. Este clar că aici se vorbește despre sfințirea trupurilor lor, și cred că ceea ce se descrie, dacă vă uitați în Vechiul Testament, o să înțelegeți puțin din ritualurile de acolo, se descrie un moment în care oamenii se atingeau de lucruri moarte. Ritualul descris aici este ritualul descris de curățire a oamenilor care se atingeau de trupuri moarte. Când te atingeai de trup mort, trebuia să fii scos afară din tabăra lui Israel, până în momentul în care se făcea curățirea ta. Și lucrarea aceasta simbolizează... Nu este la voia întâmplării că el preia, erau multe ritualuri de curăție, pentru multe motive, pentru lepră, pentru, pentru multe motive erau. Dar aici se descrie ritualul acesta de curățirea unui om care s-a atins de un trup mor și în felul acesta s-a spurcat. Și el trebuia curățit chiar din punct de vedere exterior, ceremonial. Trupul lui trebuia să fie curățit în felul acesta. Dar asta simbolizează curățirea noastră. Când noi preluăm moartea spirituală, nu prin faptul că ne atingem de alte trupuri moarte, ci noi preluăm moartea spirituală de la părinții noștri. Suntem morți spiritual în noi înșine. Și ar trebui să fim dați afară. Însă, modul în care suntem acceptați în adunarea lui Dumnezeu, la fel cum un evreu era acceptat în adunarea lui Dumnezeu după ce se pângărea prin atingerea de un trup mort, era că se aducea un animal ca jerfă, era stropit, sfințit și apoi putea să intre înapoi în adunarea Domnului. Noi suntem morți spiritual. Noi suntem depărtați de Dumnezeu. Noi prin faptele noastre, prin gândurile noastre, prin atitudine noastre, prin nașterea noastră, suntem despărțiți de Dumnezeu, suntem morți. Noi suntem trupurile alea moarte de care dacă s-ar atinge altcineva s-ar spurca. Noi suntem în felul acesta. Noi suntem oamenii aceia simbolizați în ritualul aceea. Peste noi se stropește cu sângele Domnului Isus Hristos. Suntem iertați, suntem curățiți, suntem sfințiți așa că putem fi adăugați la poporul lui Dumnezeu. Noi suntem simbolizați în ceremonia aceasta de curățire a trupurilor celor care au fost pângăriți prin atingere de un, de un trup mort. Dar nu uitați această secvență care este fundamentală. Întâi suntem stropiți, întâi suntem stropiți cu sângele Domnului Iisus Hristos și apoi se produce această sfințire. Evident, pentru ei era o sfințire ceremonială, simbolică, pentru noi este o sfințire reală, lăuntecă, spirituală a cugetului nostru de faptele moarte pe care l am făcut înaintea lui Dumnezeu. Versetul 14, da? Versetul 13 reprezintă mântuirea aceasta în vechiul legământ. Versetul 14 ne arată la propriul realizarea mântuirii în sângele Domnului Isus Hristos. Zice cu atât mai mult sângele lui Hristos care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși fără pată lui Dumnezeu. Nu știu dacă observați, aici este descrisă lucrarea Sfintei Treimi în jertfa Domnului Isus Hristos. Și vreau să procesați puțin lucrul acesta, pentru că în momentul jertfirii Domnului Isus Hristos, vă aduceți aminte strigătul Domnului Isus Hristos de pe cruce, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce mai părăsit? Textul acesta ne spune că Hristos când a murit, Hristos, avem o persoană din Sfânta Trime, prin Duhul cel Veșnic, a doua persoană din Sfânta Trime, s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, a treia persoană din Sfânta Trime în lucrarea sacrificiului Domnului Isus Hristos a fost implicată Sfânta Treime. Când Domnul Isus Hristos a strigat Dumnezeu meu, meu, pentru ce mai părăsit, El a strigat în calitate de om reprezentant al oamenilor care a dus jefă de ispășire pentru păcatele noastre. Dumnezeirea Domnului Isus Hristos este aceeași Dumnezeirea Tatălui și a Duhului Sfânt. Ea nu s-a divizat la cruce. Asta ar fi o erezie. Deci Dumnezeirea da? Dumnezeirea manifestată în trei persoane nu s-a divizat la cruce. S-a fi o erezie, o aberație. Dumnezeirea este Dumnezeire neschimbată din veșnicie în veșnicie. Dar omul Iisus Hristos, omul Iisus Hristos, în carne și oase cu sânge, care a stat la cruce la Golgota, reprezentat pentru mine și pentru tine, a fost omul despărțit de Dumnezeu. Pentru că în aceleași eveniment când Domnul spune, când Domnul Iisus spune Dumnezeu meu, Dumnezeu meu pentru ce mai părăsit, el încheie lucrarea și spune Tatăl în mâine tale, păi n-ai fost părăsit. În mâine tale îmi încredințez Duhul. Deci înțelegeți că a existat o legătură în Sfânta Treime care n-a fost luptă niciodată. Da, N-a fost ruptă niciodată, dar el ca om reprezentant al nostru a fost părăsit de Dumnezeu în locul nostru ca să nu fim uh, părăsiți noi. Lucrarea aceasta, realizarea mântuirii este o lucrare a Sfintei Treimbi, de aceea este perfectă. De aceea este perfectă. De aceea orice atac asupra lucrării mântuirii, orice atac asupra doctrinei mântuirii este un atac asupra doctrinei Trinității. Doctrina Trinității și doctrina Mântuirii sunt două doctrine care sunt legate. Când ai ataca Sfânta Trime, ai ataca Mântuirea. Dacă nu ai înțeles lucr Sfânta Trime, n-ai înțeles Mântuirea, nu ești mântuit. Dacă nu accepti doctrina Sfântei Mântuirii, Sfântei nu, nu ai nici doctrina Mântuirii și nu ești mântuit. Vreau să spun suficient de clar lucrul ăsta. Dacă nu înțelegi sau că nu înțelegi toate lucrurile, am înțeles. ar Ai fi, fi Dumnezeu dacă ai înțelege Sfânta treime de plin. Dar dacă nu accepti și nu crezi revelația Sfintei Scripture despre Sfânta Treime și despre cum Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul sunt a făcut lucrarea mântuirii, nu ești mântuit. E adevărat că poți să înțelegi cu capul, logic, matematic, cumva, lucrarea aceasta și tot să nu fii mântuit. Dar cu siguranță că dacă ți-o spun, o asculți, nu accepți și nu o înțelegi și nu o accepti, atunci cu siguranță nu poți să fii mântuit. Lucrarea mântuirii este o lucrare a Sfintei Treimi. Spune că Domnul Iisus Hristos s-a adus jertfă, n-a murit nici Duhul Sfânt, nici Tatăl. Domnul Iisus s-a adus jertfă, dar spune că El s-a adus jertfă prin Duhul Sfânt. Asta este o dovadă a faptului că în clipa săvârșirii sacrificiului, Dumnezeirea Lui n-a fost părăsită de Dumnezeu. Este o aberație în sine, numai rostirea acestor cuvinte. Este o blasfemie, este o aberație. Este imposibil, logic, filozofic, ca Dumnezeirea să se rupă, da? Dar este confirmat în locul acesta prin faptul că Iisus a dus prin Duhul Sfânt. Și dacă citiți Evanghelile, toată lucrarea Domnului Iisus Hristos a fost făcută prin Duhul Sfânt. El s-a născut, a fost zămisit prin Duhul Sfânt, el a coborât Duhul Sfânt peste el la botez, el a făcut lucrări minuni prin Duhul Sfânt, a fost uns, Duhul Domnului m uns ca să vestesc Evanghelia și așa mai departe. Tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos s-a făcut prin Duhul Sfânt, el a înviat prin Duhul Sfânt. Duhul care a înviat pe Iisus va învia și trupurile voastre muritoare. Toată viața Domnului Iisus Hristos pământească a fost sfințită, a fost acoperită, a fost unsă de prezența lui Dumnezeu însuși peste Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Acum gândiți-vă la următorul lucru, o aplicație, o extrapolare, da? Dacă, domnul, dacă, cea mai importantă lucrare din univers, făcută de o persoană perfectă, făcută de însuși Dumnezeu întrupat, a trebuit să fie însoțită, împuternicită, călăuzită, sfințită de Duhul Sfânt, dar nu în sensul că avea păcat, să fie foarte clar, da? pusă deoparte consacrată, imaginați-vă în ce măsură avem noi nevoie, noi păcătoși, avem nevoie de această lucrare a Duhului Sfânt, care să fie în viețile noastre. Dacă însuși Fiul lui Dumnezeu, care a fost fără păcat, nu vreau de deci ce a fost nevoie de Duhul Sfânt. Dacă însuși Fiul lui Dumnezeu, care a fost fără păcat, dar care a fost om, a făcut toată lucrarea rescumpărătoare. De când s-a născut și până am viață și s-a ridicat la cerul, a făcut toată prin lucrarea Duhului Sunt imaginați-vă în ce măsură suntem noi dependenți de Duhul lui Dumnezeu. Eu cred că suntem inconștienți. Eu cred că suntem inconștienți în cea mai mare parte de timp de cât de dependenți suntem de Dumnezeu. Și oarecum ar arăta rugăciunile noastre sau căutarea noastră după Dumnezeu dacă am înțelege dependența noastră totală de Dumnezeu. Și că nimic înaintea lui Dumnezeu nu este acceptat decât dacă este făcut prin Duhul Sfânt. Este descris sacrificiul Domnului Iisus Hristos, zice că El s-a adus pe sine însuși jertfă. Și trebuie să știm textele acestea pentru că sunt oameni care atacă voluntarietatea jertfei Domnului Iisus Hristos, că Iisus a fost, da, ori a fost o victimă, ori a fost sacrificat de Dumnezeu și unii întreabă ce Dumnezeu e ăsta care își omoară propriul copil pentru alții, nu? De ce nu s-a dus El să moară? Întreabă unii. Și încet, încet, secularismul ateist din vestul Europei vine cu foarte mare rapiditate peste noi și auzi voci, chiar acum și în țara noastră, oameni care vocalizează aceleași enormități, aberații și erezii, pentru că unii dintre ei sărmani nimeni nu au citit măcar o singură dată Evanghelia pe care vor să o combate. Eu îmi dau viața și eu am putere să mi iau iarăși. N-a fost o victimă. Deci nu a fost o victimă Domnul Iisus dacă tot e victima asta pe cruce, Dumnezeu zice, uite, vă dau jertfa lui pentru păcatele voastre. Nu! El din veșnicie a fost o de Dumnezeu să coboare, să se întrupeze, să trăiască o viață păcat, să se ducă la cruce. El spune, n-aș putea să chem câteva legiuni de îngeri și ai făcut praf și pulvere acolo dintre ei. Nu, el s-a dus voluntar acolo. Nu a fost abuz unui tată împotriva unui copil care l-a omorât pentru alții. Ce a fost dorința Domnului Isus Hristos. Acceptarea Domnului Isus Hristos. Capitolul 10 lămurește lucrul acesta. Când spune, mi-ai pregătit un trup. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Domnul Isus Hristos spune lucrul acesta. Și a trupul în care urma să fie sacrificat jefit, în care urma să sufere. De la început de când s-a născut până când a murit pe crucea de la Golgota. Da? Domnul Isus a adus o jerfă voluntară înaintea, înaintea Tatălui. S-a adus o jerfă fără păcat, spune aici. S-a adus pe sine în sus jerfă fără pată. O cel mai mic păcat, cum l-ai catalogat tu după ce standard de vrei tu, ar fi poluat de plin lucrarea Domnului Iisus Hristos. De asta vă spun, nu vă lasă Dumnezeu nici măcar să plângeți pe capacul ispășirii. Că o singură lacrimă, dacă ar cădea acolo pe sângele Domnului Iisus Hristos, ar polua toată lucrarea. Lacrimile de pocăinței mă refer. Mă înțelegeți? Atât e de sfântă lucrarea Domnului Iisus Hristos. Atât e de sfânt sângele Domnului Iisus Hristos. Tot ce curge din tine, cât de sfânt ar fi El, fără lucrarea Domnului Isus Hristos, este necurată înaintea lui Dumnezeu. Oricât de profund ar fi premușcarea ta și pocăința ta și părerea ta de rău. Dacă nu-i sfințită de sângele Domnului Isus Hristos și de lucrarea Duhului Sfânt, ar fi un păcat înaintea lui Dumnezeu. Ar fi o, o blasfemie înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne lasă să poluăm lucrarea sacrificiului Domnului Isus Hristos cu absolut, cu absolut nimic. Pentru că ea este desăvârșită. Ea este desăvârșită și acest sacrificiu a fost adus lui Dumnezeu. Da? Asta este aducerea jerfei și uitați cum se aplică jerfa Domnului Isus. Și aici ni se arată că jerfa se aplică și în nou legământ și în vechiul legământ. Ia uitați cum se aplică în nou legământ. Cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Jerfa Domnului Isus Hristos spune că are două efecte pentru noi. În primul rând are un efect pozițional. Da? Are un efect pozițional. Ea face ceva în conștiința noastră. Conștiința noastră este apăsată de păcat. Noi știm că suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem trudiți, suntem împovărați. Și viața omului pe pământ, în care conștiința mai funcționează cumva, viața omului pe pământ este o viață în care omul caută orice metodă ca să-și nece conștiința, ca să-și omoare conștiința, ca să-și anestezieze conștiința, da? ca să și înfiereze conștiința, să omoare nervii aceia ai conștiinței care pulsează acolo și spune ai păcătuit, ai păcătuit, ai păcătuit. Da? Scriptura ne arată în Roman în capitolul 2 că neamurile să-mi prin gândurile conștiințelor pentru faptele păcătoase pe care le fac. Să-i vinovățesc sau se i dezvinovățesc. Deci, într-o anumită măsură, conștiința lor funcționează. Pentru evrei, conștiința trebuia să funcționeze mai puternic, pentru că Dumnezeu în fiecare zi le spunea prin jerfe, sunteți niște păcătoși, sunteți condamnați, meritați toți moartea. Prin jerfele acestea, asta le spunea Dumnezeu, da? Deci conștiința, într-un fel, mărturisește pentru sfințenia lui Dumnezeu și pentru păcatul nostru. Și o asemenea conștiință vinovată nu poate sluji pe Dumnezeu. Cum să slujești tu pe Dumnezeu? Imaginați-vă, vii de seară la cina Domnului. Vii de seară la cina Domnului și înainte să ieși din casă, nu știu care prum să împiedică și nevasta strigă la tine că ți-o tu să le iei de mână și s o beli pe genunchi sau s o murdări și trebuie să ducă înapoi în casă sau nu știu ce și nu știu. Ce. Și ești tot așa foc și pară și vii la adunare să iei masa Domnului. Spui, sunt ticălos, sunt nenorocit, eu nu merit, nu merit, cina Domnului. Nu meritai nici înainte. Și dacă nu făcea aia, nu meritai oricum. Dar Conștiința ta, conștiința ta funcționează, conștiința ta este vinovată și nu mai stai ca mămâia, nu câți. De ce? Că ați strigat unul la altul la ieșirea din, din casă. Nu vrei să te rogi, frate, nu mă pune nimeni, nu vreau să citesc eu, nu vreau să mai fac nimic, nu vrei să mai slujești. De ce? Pentru că există o legătură între conștiința ta și slujirea ta, asta spune textul. El ne curățește conștiința ca să putem sluji. Acum să poate ca unul să fie atât de înfierat în conștiința lui încât să trăiască ca satana și să vină să predice, să dea cina Domnului, să facă botezuri, să se ducă misiune, să facă lucrare și vedem o grămadă de din ăștia. Dar ăștia nu mai au nicio treabă, ăștia au ajuns la un nivel, la o, o, cădere a depravării lor fantastică. Când să stai în prezența lui Dumnezeu, să te folosești de metodele lui, de lucrurile lui Dumnezeu și tu să fii complet pângărit și să slujești, da? Acolo este e nenorocire, e dezastru. Ăștia sunt oameni înfierați în cugetul lor care sunt destinați pentru focul etern. Dar, dar, ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu este modul în care Dumnezeu rezolvă problema asta. Cum? Prin jertfa Domnului Iisus. El ne curățește cugetul nostru. El ne curățește cugetul nostru. Ne vindecă cugetul. Ne vindecă cugetul. Așa că în orice situație apelați și să apelăm cu toții la jertfa Domnului Isus Hristos care ne curățește, care ne iartă, care ne vindecă de plin. Și când se termină adunarea, du-te și țertare de la nevasta. Bun. A doua binecuntare, da? Este această uh, uh, curățire lăuntrică care se face. Această curățire lăuntrică va curăți Cugetul nostru de faptele moarte, dar asta este o lucrare care se face uh, retroactiv, da? Când Dumnezeu te curățește acum, El te curățe pentru ce ai făcut mai înainte. El poate să facă lucrul acesta. Pentru lucruri care sunt săvârșite deja. Ai făcut atâtea păcate până la vârsta asta. Dumnezeu le poate curăți pe toate retroactiv. Pentru că el este atemporal, jertfa Domnului este atemporal și se poate aplica retroactiv la toate păcatele tale. Da? A doua binecuvântare pentru noi din nou legământ este că el ne curățește cugetul nostru de faptele moarte ca să... Ai, ca să ce? Ca să slujim Dumnezeului celui viu. Este o eroare. Și aici îți dai seama că oamenii n-au înțeles realitatea noului legământ, n-au înțeles mântuirea din nou legământ, când oamenii zic, Oamenii ar fi ținuți ca să slujească pe Dumnezeu și să vină la adunare și să se roage și să participe. Dacă îi ții așa în teroare, ai grijă că dacă nu vii, Dumnezeu nu-ți dă da a doua șansă. Dumnezeu nu-ți dă da a doua șansă. Vezi că imediat poți să-ți pierzi mântuirea, vezi că imediat poți să pierzi lucrarea, vezi că imediat Dumnezeu te poate lebăda, vezi că imediat poți să ia Dumnezeu Duhul Sfânt de la tine și dacă eu te îți inoculez ideile astea în cap în fiecare duminică, tu vii de fiecare dată. Ce am? Am niște roboței religioși care îl pe Dumnezeu, dar vin aici ca să nu se ducă în iad. Asta ai făcut. Nu ai niște oameni care vin să-l vin din toată inima, am niște oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, care vor să-l slujească pe Dumnezeu, care au fost cuceriți de dragostea lui Dumnezeu, da? Care au fost curtați de Dumnezeu, au fost cuceriți de Dumnezeu și acum sunt al lui Dumnezeu. Și el slujezi în toată inima pe Dumnezeu. Ai niște roboței religioși care execută niște ritualuri, niște ceremonii exact ca în vechiul legământ. Exact ca în vechiul legământ. Oameni care n-au nicio inimă pentru ce să face acolo. Asta vrea Dumnezeu de la noi? Dar sunt o grămadă de locuri în lumea asta în care se face lucrul ăsta. Dumnezeu nu asta dorește de la noi. El întâi ne curățește cugetul. Și numai când ai cugetul curat și știi că ești iertat de plin, ești vindecat, ești curățit pentru totdeauna, ești desăvârșit din punct de vedere pozițional înaintea lui Dumnezeu, atunci nu mai ai în cugetul tău nimic care să te stopeze, care să te oprească. Atunci ești liber ca să slujești pe Dumnezeu. Atunci poți să cânți din toată inima. Abia atunci poți să mărturisești păcatele. Ăștia sunt oamenii, să știți, oamenii care nu-și pot mărturisi păcatele, sunt oamenii care nu au siguranța iertării păcatelor. Dacă eu știu că ești șters pentru totdeauna, ești șters pentru vești tot trecutul, Poți să cânt asta din toată inima și pot să puntez fiecare nenorocire mizerabilă, scârboasă pe care am făcut-o. Și de care v-ați îngrozi dacă vi le-aș spune. V-ați îngrozi. Dar pot să o mărturisesc înaintea lui Dumnezeu. Pot să mărturisesc păcatul în fața soției. Pot să mărturisesc păcatul în fața copiilor mei. Pot să fac lucrurile acesta. De ce? Că știu că tot trecutul meu, toate păcatele mele sunt șterse în jertfa Domnului sus. Cugetul meu a primit această eliberare, această iertare. Sunt oameni care nebunesc, care sunt depresivi, care să se sinucid cu toate bogățiile lor, cu toată prosperitatea Occidentului pentru că cugetul lor îi mănâncă pe dinăuntru, îi macină. Îi macină. Isus a venit să aducă vindecarea asta, eliberarea asta, iertarea asta ca să putem, nu doar ca să ne lăudăm, să ne de păcate, ci ca să slujim lui Dumnezeu. Este total contrar a ceea ce spun astăzi mulți oameni de la Anvoane. Că dacă dai siguranță iertării păcatelor, oamenii o să trăiască în păcat. El nu spune așa. El spune că ne curățește cugetul ca să slujim Dumnezeului celui viu. Ca să slujim Dumnezeului celui viu. Această siguranță, această eliberare, ridicarea poverii de pe conștiința ta. Numai un om, ascultați-mă, Nu numai un om care a ajuns la un moment de epuizare, la un moment de criză lăuntrică spirituală, în care nu și-a mai suportat păcatul în urma cercetării, lucrării, luminării Duhului Sfânt, numai un asemenea om va aprecia lucrarea jertfei Domnului Iisus Hristos și va înțelege că numai jertfa Domnului Iisus îl va face un slujitor. Nu frica, nu teroarea, nu acuzațiile, nu manipulările, nu asta îl va face să slujească pe Dumnezeu. Acuzațiile conștiinței te paralizează, te anesteziază. Astea nu îți dau forță și putere în slujire înaintea lui Dumnezeu. Astea nu alimentează focul închinării. Dacă vă aș acuza două, trei duminici la rând că vă pierdeți mântuirea, să vedeți ce închinare extraordinară o să fie aici. Să vedeți ce slujire o să fie. Nu, am transformat totul într-un legalism. Oameni care încearcă să facă ceva ca să câștige pe Dumnezeu. Dumnezeu nu asta a făcut. Să foarte clar ce lucrare a făcut Domnul Isus, da? Asta se face pentru noi. Pozițional ni se dă iertarea păcatelor, care lucrare se aplică retroactiv pentru toate păcatele și, bineînțeles, înainte pentru tot ce facem. Și se face și o lucrare practică în viețile noastre, da? Practică. Noi îl slujim ca urmare a acestei înțelegeri, ca urmare a acestei eliberări, îl slujim pe Dumnezeu cel viu. Și versetul 15 ne arată că și cei din vechiul legământ au două binecuvântări. Ia uitați ce se spune. Și tocmai de aceea el este mijlocitor unui legământ nou pentru a, ca prin moartea lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi. Jerfa Domnului Iisus Hristos de la legământul din tâi, legământul cel vechi, care, a cărui reprezentat a fost Moise, poporul Israel, da? Jertfa Domnului Iisus Hristos pune răscumpăra, aduce răscumpărare pentru abaterile făcute în legământul din tâi. Șterge toate păcatele care au fost, care au fost uh, acoperite de Dumnezeu pentru cei care au crezut uh, uh, în promisiunile lui Dumnezeu în vechiul legământ, da? Și mai mult de atâta, mai mult de atâta, nu doar și lor li se dă această iertare a păcatelor, ci și lor li se dă această răscumpărare sau viață veșnică. Și zice, pentru că cei chemați, da? Cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Eu vă întreb pe dumneavoastră, toți oamenii ăștia din vechiul legământ, ale căror abateri făptuite au fost răscumpărate de Domnul Iisus Hristos, mai trăiau? Nu mai trăiau. Erau doar câțiva atunci care erau la tranziția dintre legăminte, dar nu mai trăiau. Dar și erau morți deja. Dar e clar că Dumnezeu le-a creditat atunci a celor care credeau, da? care veneau la cort, care aduceau jertfe și credeau în promisiunile Dumnezeului, Dumnezeu Dumnezeu le-a creditat jertfa Domnului Isus Hristos. Și la venirea jertfei Domnului Isus Hristos, în mod faptic, real, s-a șters toate păcatele acelea. Celor care au crezut în El, da? Nu celor care făceau doar ritualuri ca păgâni acolo. Că au fost o grămadă din ăștia. Celor care au crezut la propriu promisiunea lui Dumnezeu și aduceau jertfa. Bun, și să spune despre ei că pe lângă această răscumpărare de aceste păcate, ei care au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduirea. O mântuire completă. Este această lucrare de iertare a păcatelor și este darul vieții veșnică care li se dă și acestor oameni. Acum este clar, este această învățătură care are un anumit substrat în Sfânta Scriptură, sunt anumite diferențe în anumite înțelegeri ale unor oameni, dar nu contează. Ideea că până la venirea Domnului Iisus Hristos, până la moartea Lui, cei din vechiul legământ, cum sunt sumedenii de versete în Sfânta Scriptură, au intrat într-o stare intermediară, în locuința morților, da? nu în purgatoriu, nu confundați cu alte lucruri, bine? Au intrat într-o stare intermediară, în locuința morților, într-un loc al așteptării. Da, David, Iacov, mulți patriari vorbesc despre plecarea lor în locuința morților. Nu zic, mă duc în cer la Domnul. Ei nu gândeau în felul acesta. Asta este o, o, o binecuvântare pe care Dumnezeu ne-o dă nouă. Aparține noului legământ. Dar la moartea Domnului Iisus Hristos s-a făcut eliberarea. Toți cei care au fost iertați, care au fost acoperiți de păcate, au intrat în, în, prezența lui Dumnezeu. Și de atunci niciunul dintre apostoli, nimeni nu mai spune Domnul Iisus nu spune, azi vei fi cu mine în locuința morților. Că numai la final o să vă scot de acolo. Zice, azi vei fi cu mine în rai. Pavel zice, vreau să mă mut să fiu acasă la Domnul. Da? Vreau să fiu acasă la Domnul. Este clar, te duci dincolo, Ești într un fel într o stare intermediară în sensul că nu experimentezi cerul nou, pământul nou, împărăția veșnică, trupul de slavă, da, și așa mai departe, lucruri care vor fi care se vor iniția la înviere, dar te duci direct în prezența lui Dumnezeu. Aceste binecuvântări au fost aplicate re retroactiv și celor din vechiul legământ. În concluzie, în concluzie, pasajul acesta ne vorbește despre deci, cel mai mare privilegiu pe care îl avem în nou legământ, și acela de a avea Cugetele curățite, de a avea, cum numește aici, o răscumpărare veșnică. De a avea o răscumpărare veșnică, de a avea pentru totdeauna șterse toate păcatele, ca astfel să trăim o viață în care să-l slujim pe Dumnezeu. Răspunsul la un asemenea mesaj ar trebui să fie exact ce spune textul. Să-l slujim pe Dumnezeu. Și să nu credeți că textul se referă la slujba pe care am făcut-o în dimineața asta. Se referă și la asta. Închinarea înaintea lui Dumnezeu a Bisericii este un element fundamental din viața oricărui credincios. Fundamental, de esență, de bază. Dar să slujești pe Dumnezeu cel viu înseamnă să ai o viață consacrată, dedicată. Da? Să fi avut în viața ta, gândește bine dimineața asta, dacă ai avut în viața ta un moment în care Evanghelia sau Dumnezeu prin Evanghelie te-a cucerit. Dumnezeu ți-a vorbit, ți-a spus despre iertarea păcatelor, ți-a spus că se capătă numai prin credință și nu poți adăuga nimic la lucrul ăsta. Un moment în care e epuizat, ai capitulat, ai cedat, te-ai predat lui Dumnezeu. Da? Te-ai dat lui Dumnezeu pentru totdeauna. Asta este slujirea lui Dumnezeu. Eu nu-l slujesc pe Dumnezeu un minut. Nu, eu-l slujesc pe Dumnezeu tot timpul. Și când mă bucur, și când mănânc, și când dorm, și când mă duc la lucru, aia este o viața mea trăită în slujirea lui Dumnezeu, pentru că trăiesc după voia lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, călăuzit de Dumnezeu, cu Dumnezeu în inimă, da? Asta vrea Dumnezeu de la noi. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Dar lucrarea aceasta, să înțelegem foarte clar, nu se poate, viața aceasta nu se poate trăi decât dacă întâi am fost tropiți. Folosesc imaginea vechiului legământ, da? Decât dacă întâi s-a făcut în viața mea această lucrare de curățire a cugetului, de iertare a păcatului. Dumnezeu să ne dea tuturor celor care suntem aici. Amin.